tectonice, adică predispuse, gen Japonia. Ar fi bine să stați departe de astfel de țări. Apropo de zilele alea de câine, sunt 10 iulie și 22 iulie. Vor fi zile nefavorabile pentru dragon. Marian, pentru dragon. Mergem mai departe pentru nativul șarpe. Ce ani avem? 53, 53, 65? Da, 65, 77, 89, 2001 și 2013. El împarte aceea stea cu dragonul ei, ocupa același sector, sectorul de sud-est. Problema la șerpi este alta acum. Deci se accentuează posibil problemele de inimă pentru cei care le au, deci problemele cardiace, mai este și căldura aceasta, ei fiind zodie de foc la bază. Dragonul este zodie de pământ la bază, pământ yang, șarpele foc in, e focul acela mocnit. Într-o lună în care focul predomină, ei pot să sufere. Deci, și mai mare atenție pentru șerpi cu sănătatea. Deci aș spune că este puțin mai serioasă treaba de data aceasta la nativul șarpe decât la nativul dragon. Bineînțeles că și șerpii au zile nefavorabile, și anume zilele de mistreț în astfel de situație. Oaia nici lor nu le este foarte prielnică, dar nici nu este dușmanul lor, deci nu prea obțin ajutor de la luna de oaie, deci de la acest semn zodiacal. Atât doar că oaia îi mai ponderează cumva uneori, îi mai așează așa în matca lor și îi mai face să se gândească de 10 ori înainte să acționeze, ceea ce e un lucru bun. Ei fiind cumva, având o tendință spre a fi mai temperamental șerpii luna asta, dar iată că aceasta nu o să fie în favoarea lor întotdeauna. Adică în zilele de mistreți mai ales, nu o să le fie favorabilă, nu o să le fie o anumită atitudine mai temperamentală, nu, se pot certa, pot să aibă probleme în relații și să știți că în relații de orice fel, nu mai relația de cuplu, deci poate să fie relația cu mama, cu tata, cu copilul. Survin niște certuri posibile, dar se pot chiar rupe anumite relații pe la serviciu, atenție mare pentru cei care încă lucrați în luna iulie nativ șarpe, încercați să, poate nu o să reușiți voi să aplanați anumite conflicte, chiar e bine să nu vă băgați în conflicte, dar dacă sunteți provocați, e bine să nu răspundeți pe cât posibil, să vă abțineți. Este o perioadă mai slăbuță și pentru fata cea mare a casei, da? Fiica cea mare, care prima născută va avea mici probleme, poate auzi de lucruri nu prea bune. Și norocul pentru șerpi este că un aliat de lor, adică bivolul, o duce foarte bine. Deci sfatul ar fi să vină cu acest, să poarte, sau dacă în casă una din rude este bivol, atunci o duc foarte bine. Pentru cei în vârstă, atenție, pentru cei în vârstă care au probleme de sănătate, le recomandăm să nu stea în partea de sud-est a casei. Și să, dacă și eu vacanță, să știți că pentru șerpi cel mai recomandat, orice zonă cu apă este recomandată. Le trebuie elementul apă, pentru că au prea mult foc. Și singura apa care stinge focul, da? Și este și plăcut, deci într-o, mă rog, perioadă așa caniculară să stea lângă apă, dar lor cu precădere li se recomandă și dragonilor în secundar elementul apă. O fântână în casă iarăși i-ar ajuta ca și remediu feng shui. Bine, e foarte important să știi unde să o așezi. Vă dau o notificare așa legat de acest aspect. Nu am plasat fântâna în stânga cum intrați pe ușa de la intrare, ci în dreapta, iar asta dacă nu vă știți deloc în dreapta când intrați, atenție, cum intrați de afară, da? În dreapta ușii. Iar pentru cei care vă știți punctele cardinale, deci mergeți mai departe cu cunoașterea, în estul casei, dacă se poate să nu fie baie sau bucătărie sau cămară estul casei, da? Atunci nu se poate pune fântâna acolo, dar dacă este living, și nu avem voie apă yang în dormitor, atenție, deci nici în dormitor, dacă estul casei este în dormitor, nu așezați fântâna acolo, ci așezați-o în dreapta ușii de la intrare cum intrați. Șerpii și dragonii au nevoie de elementul apă să se îmbrace în albastru, negru, dacă chiar, mă rog, vă place negrul, negrul este un alt aspect al, să nu-i spunem culoare, că nu-i culoare, de apă, dar reprezintă apa. Marian, o concluzie? O concluzie pentru acești șerpi, aveți grijă la relațiile dumneavoastră cu partenerii, pentru că aveți tendința de a avea gura prea mare și s-ar putea să vă certați cu partenerii. Deci, atenție mare, atenție mare. Metode de protecție, da? Oglinda cu, împotriva celor 8 tipuri de magie, pentru cei care
mai sunt afectați și de asemenea aspecte, sau silaba HUM, strict de protecție. Deci purta ta supra-noastră este o silabă din aproape toate mantrele importante din lumea estică, care, iată, sunt folosite atât de mult și în lumea vestică, și mai bine recomandăm cu drag, pentru că sunt foarte puternice și chiar ajută. Mai bine decât nimic, știți? Vrem să spunem că, vedeți, acești șerpi, din punct de vedere al anului, ei au fost ajutați, dacă ne gândim de la început. Dar această conjunctură în care apare prea mult foc, apar trei elemente de foc în viața lor, îi poate duce să cadă chiar într-o mică depresie. Să fie foarte atenți. Să fie foarte atenți. Din cauza, fie din cauza relațiilor cu partenerul, fie din cauza relațiilor de la servici. Mergem mai departe la cal. Calul este... A avut și el o lună bună. Să vedem anii. 54, 66, 78, 90, 2002 și 2014. Spuneam că a avut o lună bună luna trecută, adică luna mai care bună. Tocmai se încheie, o lună bunicică. Ei bine, luna aceasta, deși este luna prietenului secret și asta îl ajută, sigur că îl ajută foarte mult, este singura care stare în ajutor, avem practic două energii nefavorabile. Aș vrea să-i avertizez pe oameni să aibă mare grijă cu cheltuielile financiare în această lună, mai ales dacă, mă rog, și-au programat o vacanță mai costisitoare, s-ar putea să-i coste dublu. Deci, s-ar putea să aibă această surpriză neplăcută, fie la final, fie chiar de la început, în fine, să nu mai poată face nimic. De ce să nu mai poată face nimic? Pentru că ei sunt pe o stea de furturi, deci chiar de păcălei pot să fie trași pe soară. Pot să fie informat greșit, fără să-și dea seama la început, află după aceea, pot să fie furați într-un fel sau altul, deci, și să, în final, ajung la deposedări materiale, adică la pierderi financiare. Și spuneam că nu sunt chiar atât de mult ajutați, pentru că energia anuală este energia dezastrelor pe sud, pe sectorul calului, și iată cum aceste două se întrepătrund, aceste două energii. Repet, singura care ajută este zodia lunii, oaie, care însă vine sub acest element foc și ei sunt zodie de foc yang, cai. Deci și ei, ca și șerpii, lor le recomandăm mare grijă pentru cei suferinți cu probleme cardiace serioase, sau chiar dacă nu sunt foarte serioase, acum pot să devină ceva mai serioase, să-i pună pe gânduri, nu trebuie să se sperie, trebuie însă să ia act de acest aspect și să fie precauți. Nu vă recomandăm activități fizice extenuante. Nu vă recomandăm să intrați într-un trafic din acesta nebun, obosiți. Dacă, de exemplu, plecați în vacanță, nu conduceți sub stres, nu vă certați la volan, puteți să vă accidentați în acel moment. Este o stea care aduce și această energie a micilor accidente. Pot să fie doar mici, pot să nu fie deloc, dar depinde de voi foarte mult cât de precaut sunteți. Și nu intrați în depășiri, nu vă certați, nu ieșiți de la mașină. O concluzie, Maria? Stresați și așa. Această stea violenței și agresivității care va poposi pe sectorul de sud este pentru foarte... cal? Da, calul este în sud, deci și pe zona de sud se poate interpreta ca pot apărea conflicte însângerate, dar norocul este că vine această oaie care cu diplomația le va rezolva. Dar pot apărea conflicte în zona de sud, chiar cu victime omenești. Dintr-o Revenim formă sau alta. După publicitate și cu previziuni pentru nativii maimuță, după publicitate. Am revenit să vedem acum ce vești avem pentru nativii oaie. Este luna lor, luna de oaie, care le dă o anumită energie. Și vreau să vă spun că, după cum unii probabil că ne-au auzit spunând, trei oi ar găsi aurul pe munte. Deci, cei care sunt nativi oaie și se află în luna de oaie, ar trebui să se însoțească cu încă un nativ oaie. Deci, ar trebui să fie trei oi în total pentru a le da lor putere. Există și un remediu, se numește remediu celor trei oi care găsesc aurul pe munte, pentru că numai așa, în formație de trei, au putere să răzbească. Într-o lună în care
energiile nu le sunt tocmai favorabile. Se lovesc de anumite probleme de agresivitate. Ei înșiși sunt cam impulsivi. Oaia care de obicei nu prea este impulsivă, iată că în această lună, primind această energie în surplus de la zodia oaie, vor avea cumva putere mai multă, dar nu vor lua neapărat deciziile cele mai bune. Adică nu vor fi atât de inspirați, s-ar putea să se pripească. Deci sfatul nostru este să nu o facă. Elementul foc produce elementul lor de la baza oi, adică elementul de pământ. Deci de asta au, această, au senzația că au putere, au senzația că pot să dărâme munții, au senzația că pot să găsească acel aur pe munte, ar putea să o facă dacă, repet, se însoțesc de o altă oaie. Maria. Atenție mare, pot fi trădați. Deci atenție mai ales la femeile oaie. Să dăm și vești bune. Vestea bună este că eu nu sunt oaie. Veștile bune înseamnă că ei au șansa să nu se certe cu cei din jur, să nu se facă de fapt nesuferiți. Nu e vorba de a te certa cu cineva, e de fapt a te comporta astfel încât să fii nesuferit. Deci ei au această șansă să se facă plăcuți. La locul de muncă s-ar putea să fie bârfiți mult mai mult decât de obicei, da? Datorită acestei acțiuni, faptului că ei se cam retrag. Deci oile totdeauna, știm, se retrag, iau singuri pe munte, așadar, singure pe munte, dar depinde foarte mult de ele cum reacționează de aceste oi. Femeile, din punctul meu, am spus de la începutul anului, atenție la femei, atenție la femei, ele se află într-un sector destul de rău. Noaptea când mergeți acasă, aveți grijă pe unde mergeți acasă, dar... Deci femeile oaie sunt mai vulnerabile. Afectate, mai vulnerabile decât nativii oaie bărbați. Dar vreau să vă spun, aspectul bun este partea de dragoste, deci de, și de cuplu. Acum este o lună chiar favorabilă pentru a fi cumva a cere ajutorul partenerului de cuplu sau a face niște acțiuni în comun, împreună cu partenerul, partenera, le-ar fi foarte favorabil acest aspect, adică să nu acționeze de unii singuri. De fapt, totul se leagă de acest aspect al celor trei oi. E bine să nu acționeze de unii singuri și să ceară ajutor chiar celor apropiați sau mai puțin apropiați, depinde ce nevoi ar avea. Însă, dragostea este bine aspectată. Dacă ar lua o decizie, nu știu, așteaptă să se căsătorească, să se lobodească, așteaptă un copil, dacă se întâmplă luna aceasta, este extrem de favorabil pentru ei și chiar le recomandăm, dar, repetăm, pot să piardă bani, pot să fie mici furturi, pot să fie aceste agresivități verbale, da, care pot să ducă în unele cazuri extreme și la agresivități fizice. Nativul maimuță. Maimuța. Care sunt ani? 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. Maimuța este și ea destul de slab aspectată. Iată că oaia, în afară de faptul că se află în același sector cum nativii maimuță, nu le dă foarte mult ajutor. Nici oaia însăși ne fiind foarte bine aspectată. Au aceeași stea ca și nativii oaie și într-adevăr aceeași recomandare pentru nativele maimuță să fie puțin mai precaute. La ce? La mici accidentări posibile, pentru că totuși maimuța este zodie de metal yang. Într-o astfel de lună nu sunt bine aspectați în ceea ce privește comunicarea. S-ar putea să spună unele lucruri, nu știu, să le iasă pe gură unele lucruri care sigur să fie reale, dar să deranjeze anumite persoane. Dacă sunt provocați în anumite polemici, mai ales cei care activează în politică, atenție că pot să aibă pierderi uriașe, adică de imagine, mai precis, și mai ales femeile. În altă ordine de idei, aceeași problemă cu condusul obosit la volan, deci încercați să evitați, mai bine rugați-l pe partener dacă se poate să mergeți la drumuri mai lungi, dacă e absolută nevoie, sau altcineva să conducă în locul vostru, iar dacă e vorba de călătorii mai lungi, sigur, care nu mai depinde voi, nu mai conduceți voi cu avion, cu tren, totuși precauție, ar fi foarte recomandat să nu alegeți zilele de tigru. O concluzie? Deci, concluzia este atenție la furturi, foarte bună lună pentru studenții maimuță.
elevi, da, și studenți. Nativul cocoș. Iar acestea sunt elemente de protecție, da? Dar asta putem să mai discutăm și altă mai departe pentru nativul cocoș. Nativul cocoș are anii 57, 69, 81, 93, 2005, 2017, deci anul acesta, au în față o lună puternic nefavorabilă, pot să vă spun. De fapt, sunt cei mai defavorizați, din păcate, din zodiac în această lună. Nici pentru ei oaia nu este absolut nimic favorizant, nici nefavorizant, dar vreau să vă spun că nu sunt ajutați. Au o stea, se numește steaua pierderilor, a dezastrelor, a distrugerilor. Asta înseamnă că poate să le dea mici probleme de sănătate. Atenție mare la aspectul sănătate, deci insist. Și chiar și la posibile pierderi financiare neașteptate, desigur. Nu sunt recomandate speculațiile, nu sunt recomandate jocuri de noroc forțate, nu sunt recomandate activități fizice mai pronunțate, mai extenuante. Nu mergeți la sală, nu știu, nu acționați în așa fel încât să nu fiți încălziți în cazul eforturilor fizice. O lună puțin mai dificilă, în care este recomandat să nu ia decizii importante, se pot certa, deci există acest aspect al întregului an, iar acum se poate accentua prin această stea care, de fapt, nu face altceva, prin această energie lunară care, practic, aduce o energie nefavorabilă celei anuale. O lună proastă, de asemenea, pentru copii, pentru cei mici, și pot apărea din nou virusi. Sau, da. În vestul Europei. Da, merge mai departe pentru nativul câine, ca ce an avem? 58, 70, 82, 94, 2006, 2018 va fi la anul. Ei, iată o lună bună, în sfârșit, o zodie favorizată. De fapt, acestea două ultime, câinele și mistrețul, sunt favorizați, în sfârșit. Sunt carismatici, sunt mai înțelegători, sunt mai binevoitori, sunt mai iertători, sunt mai toleranți, sunt mai flexibili, într-un cuvânt, și au cam totul de partea lor, și familia, în primul rând, și partenerul sau parteneri de afaceri. Pot să folosească perioada și pentru lucru, cu spor, și pentru vacanță foarte plăcută. Pot să-și reia anumite relații sau cu oameni cu care nu au mai comunicat de ceva vreme, pot să-i caute sau pot să fie căutați și vor petrece momente foarte plăcute. De asemenea, la locul de muncă pot să fie chiar, nu știu, cumva recompensați printr-o poziție mai înaltă sau să ni se propună ceva, chiar și legat de aspectul financiar, ceva mai bun. Deci iată o lună favorabilă din foarte multe puncte de vedere. Sigur că să nu uităm, să nu cumva să nu ne culcăm așa pe ureche, cum se spune, pentru că steaua lor anuală, deci cea care dictează toată energia, este steaua bolilor. Deci asta înseamnă că în sectorul de nord-vest al casei, în continuare, i-am sfătuit pe nativii câine să nu doarmă, dacă se poate, în nord-vestul casei. Dacă totuși acolo e dormitor, încercați să nu dormiți cu capul spre direcția de nord-vest, măcar atât. Pentru câini, atenție, foarte bună, foarte bun cei pentru creativitatea lor, pentru cei implicați în creativitate, vor avea o energie debordantă. Așa că ar trebui să se bucure din plin de această lună. Iar cei care au evenimente fericite cu micul amendament copiilor, cu atât mai mult vreau să vă spun că se potențează această cu micul amendament, orice problemă de... aveți grijă ce mâncați, pentru că pot apărea infecții alimentare. Da, da, toxinfecții, deci pot să fie. Pentru nativii mistreți, care sunt anii? 59, 71, 83, 95, 2007, mai recent de 2019, da. Așa. Este o lună benefică, extraordinară, este luna aliatului lor, dar nu numai, au această stea pe care o împărtășesc, compart cu câinii, într-un sector în care bărbații sunt de data aceasta foarte favorizați, dar și femeile, așa, bărbații însă pot chiar să urce cu cariera în poziția lor socială, mă rog, politică, ce, în funcție de ce ocupații au. Un singur amendament care la câini nu era. Pentru mistreți, atenție mare că dacă aveți un cuplu deja format solid, da, încercați, flirturile sunt la
în sectorul acesta cumva mai posibile, în sensul că puteți să fiți foarte mai carismatici, mai iubiți, mai plăcuți în societate și pot să vină oameni să vă propună unele lucruri legate de aspectul dragoste. Ei, aici e bine să nu se rupă cuplul și să nu existe această tendință, această slăbiciune din partea mistreților. Deci chiar mistreții pot să greșească dacă nu sunt precauți cu acest aspect. În sensul că, sigur, nu toți mistreții, dar pentru unii mistreți poate să existe această mică provocare. Și este bine să fie atenționat ca să știe de ce se întâmplă. Nu este vina lor, este o predispoziție. Cumva vine în întâmpinarea. Există o mică tendință pentru femeile mistreți, s-ar putea crede, o să aibă o viață socială foarte activă și la un moment dat să-și pune singure bariere pentru că nu le stă lor în caracter să zică fac prea multe. Nu, nu, nu. Mergeți și aveți o viață socială, este o lună formidabilă. Și o să plătiți pentru ea luna viitoare, nu o să vă simțiți cu atâta energie, dar mergeți și distrați-vă, e o lună foarte bună. Deci, practic, zodiile, să facem o scurtă recapitulare, zodiile, Marian, care sunt favorizate în această lună, 7 iulie, 7 august, luna oii, sub element foc. Șobolanul, pivolul, tigrul, iepurele, și câinele și mistrețul. Câinele și mistrețul mai și puțin. Și zodiile mai puțin favorizate. Iar cei mai puțin favorizați sunt dragonii, șerpii. Eu aș începe cu cocoșul. Da, cocoșul este primul defavorizat din păcate. După aceea oaia și maimuța, după aceea șarpe, dragon și ultima oaia. Da. Cam în ordine aceasta. Deci o lună de atenționări pentru... Da, sub diferite aspecte. Ați observat că această energie a furtului și de posedărilor materiale predomină în această lună. Sunt luni în care predomină alt fel de energii. Fie de dragoste, fie de ceartă. Ei, luna aceasta predomină această energie de pierderi materiale și de furturi sau păcăleli cumva la adresa acestora. Nu purtați discuții în centrul casei. S-ar putea să intrați în conflict cu familia. Da, centrul casei, da, mai ales dacă este sufrageria, living-ul sau dining-ul, deci unde servește familia masa, foarte important încercați să nu intrați în polemici. Deci mai bine părăsiți locul, mai plimbați-vă prin alte camere și reveniți. Ar fi foarte bine dacă ați putea să evitați, de fapt, să luați masa în centrul casei. Deci am văzut cât de interesante sunt și aceste numere, numărul coa, acest simbol de putere, feng shui, care sigur că dau o relevanță, o semnificație aparte și pot fi aplicate, putem să le înțelegem mesajele, putem să le folosim pentru a avea chiar aduce acest simbol al puterii, pentru a vedea cam ce ne priește, ceea ce ar fi bine să facem și în ce zonă să ne orientăm. Sunt lucruri pe care, până la urmă, prin aceste calcule, ți le poți aduce în viață pentru a... pentru a regla, de fapt, anumite energii. Da, este impropriu spus. Vedeți, toată lumea zice vânt și apă. Nu, domne, înseamnă să-ți îmbunătățești viața ținând cont de energiile care te înconjoară. Să cauți armonia. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, iar noi ne revedem și sâmbătă următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. Noapte bună!